Închinarea noastră este actul prin care omul îl glorifică pe Dumnezeu cu toată ființa, ca răspuns la revelația și lucrarea transformatoare a Duhului Sfânt în el. În alte cuvinte, închinarea este răspunsul meu la revelația lui. Asta e parte din responsabilitatea mea și a ta în relația noastră cu Dumnezeu. O relație care din totdeauna implică dinamică, implică reciprocitate, implică lucrarea și inițiativa Domnului, cuplată însă cu răspunsul omului. Și aș vrea să luăm un exemplu biblic și să vedem în timpul limitat care avem la dispoziție, cum răspunde poporul Domnului când Dumnezeu se revelează, când El intervine și lucrează cu putere între ei și de ce nu între noi. Deschideți, dacă aveți Scripturile, Neemia. O scurtă recapitulare ajută, e vorba de poporul evreu deportat, subjugat în robie 70 de ani, la 1000 de kilometri depărtare de casă, casă care nu mai exista pentru ei, fiindcă a fost arsă, dărâmată de cei ce au cucerit și au înrobit babilonienii. Ceva însă se întâmplă, fiindcă acest evreu numit Neemia, printr-o coincidență, adică providență, ajunge în preajma împăratului Babilonului. Și din nou, în mod providențial, omul ăsta îl simpatizează. Atât de mult, încât, poveste lungă scurtă, Neemia ajunge să scoată poporul evreu din robie, cu toate ștampilele, cu toate aprobările necesare, să readucă în Ierusalim și creează un master plan. Și în ciuda multor obstacole externe, interne, personale, își pune planul în aplicare și reușește, împreună cu toți exilații, să ridice zidurile, să-și construiască case, să revină la libertatea și binecuvântarea de odinioară. Și asta a fost o realizare unică. Ceva extrem de rar întâlnit în odiseea unui popor, atenție, exterminat, exilat, să revină în aceeași locație, ba mai mult, să se reseteze de pe minus pe plus. Și e clar că a fost mâna lui Dumnezeu. Așa cum e clar că a fost și atunci când tu, în eșecul tău, în falimentul tău, fie emoțional, fie relațional, fie financiar, fie spiritual, doar mila și harul lui te-au restaurat. De aceea întrebarea se ridică, care ar trebui să fie răspunsul meu la revelația, la intervenția, la atingerea tangibilă a Domnului în viața mea? Închinarea. Și Neemia știa asta, de aceea dedică un capitol întreg. Gândiți-vă, are 13 capitole, capitolul 12 în întregime e dedicat închinării și din capitolul ăsta vom învăța cum să răspundem și noi prin închinare. Și începem cu versetul 1. Iată preoții și leviții care s-au întors cu Zorobabel, fiul lui Shealtiel și cu Iosua și sunt listate 10 de nume până în versetul 7, numele preoților, din versetul 8, numele leviților. Și ai zice, înțeleg că numele preoților trebuie să fie listate, că vorba aia, ei țin slujbele la templu. Dar de ce și numele leviților? Ce rol atât de important au leviții să fie dați cu numele? Versetul 24, căpetenile leviților, li se dă numele, erau însărcinați să mărească și să laude pe Domnul după rânduiala lui David, omul lui Dumnezeu. Și observați cum numele lor sunt trecute fiecare pentru că erau însărcinați să mărească și să laude, adică aveau o slujbă specifică. Erau lideri de închinare ai poporului și asta mă duce la prima lecție a închinării extrasă din exemplul lor. Cum ar trebui să fie răspunsul omului la revelația Domnului? În primul rând, cum ar trebui să fie închinarea intenționată? Evreii știau că în lucrarea Domnului trebuie să te asiguri că e intenționat aduci jerfe, că e intenționat cineva mijlocește în rugăciune, că e intenționat cineva te învață legea, de aceea au consacrat preoți. Dar la fel de intenționat sunt și în privința închinării. Au însărcinat leviți în slujba asta. Observați, să mărească, să laude pe Domnul, atenție, după rânduiala lui David.
Adică aveau o strategie, aveau o metodă, aveau o rânduială care dezvăluie intenționalitatea lor, fiindcă un om organizat este un om intenționat. Și asta merge contrar ideii unora care cred că închinare o faci după cum vrei, mai rău, după cum simți tu. Cum îți dă Duhul? Hai să o lămurim de la început. Duhul Sfânt este cea mai organizată ființă din univers. Dă daruri, le dă tuturor, dar nu le dă cu aceeași măsură. Le dă selectiv, adică îți dă în funcție de puterele tale, te evaluează, te consacră. Duhul Sfânt este cea mai organizată ființă din univers. Nu face nimic la întâmplare, atentă la orice detaliu. Și asta se vede și în text. Observați, liderii erau organizați în funcție de responsabilitate. Versetul 8. Leviți Iosua, Binui, Cadmiel, Șerebia, Iuda, Matania, cârmuiau împreună cu frații săi cântarea laudelor. Observați, între ei erau unii care cârmuiau pe alții. Și asta nu pică deloc bine celor care cred că în biserică există democrație. Da, suntem toți pozițional înaintea lui Dumnezeu, dar funcțional diferim. Ce face diferența? Responsabilitatea noastră. Reține principiul acesta al Scripturii când e vorba de autoritate în lucrare. Cu cât mai mult responsabilitate, cu atât mai multă autoritate. Pilda polilor. Cei au investit, cei cinci poli, s-a dat cârmuire, adică autoritate peste cinci cetăți. Cei ce au investit 10 poli, li s-a dat autoritate, cârmuire peste 10 cetăți. Proporționalitatea este perfectă. Îți câștigi autoritatea de a cârmui cu cât te implici mai mult. Și asta explică funcția liderului de închinare. Care ajunge în postura asta nu doar datorită responsabilității, ci fii atent, și darului său, fiindcă liderii erau însărcinați după măsura darului lor. Noi toți, credincioși fiind, primim daruri. Dar ele diferă și sunt date cu măsură, adică unii au o măsură mai mare ca alții, la fel și în planul închinării. Și Cartea Cronici ne descrie modelul lui David, rânduiala lui David în capitolul 25. Și fiți atenți cum i-o rânduit David. David și căpetenii oștirii au pus deoparte pentru slujbă pe aceia din fiul lui Asaf, Heman și Iedutun, care proroceau întovărășiți de arfă, de alăută și de chimvale. Adică aveau un talent muzical să știe să cânte la aceste instrumente, dar să și cânte cu vocea. Dar nu numai atât, versetul 7. Era un număr de 288, cuprinzându-se în acest număr și fraților deprinși la cântarea Domnului, toți cei ce erau meșteri. Și acum vă rog, observați cine erau aleși să conducă închinarea poporului, cei ce erau meșteri, cei ce erau deprinși în cântarea Domnului. Asta explică de ce în închinare, dar nu numai, criteriul responsabilizării lucrătorilor trebuie să ține cont de măsura de pregătirea lor. E biblic. Și tot asta îmi spune că în biserică nu prea ai cum să ai ideea unui program religios în închinare. Fiindcă la spectacol oricine poate să se înscrie, să spună o poezie, să țină tot felul. În închinare, omul trebuie să aibă un dar. Omul trebuie să aibă măsura darului. Adică nu venim să cântăm omului, ci venim să ne închinăm Domnului. Și asta face diferența. Și vezi și simți bisericile în care doar se cântă și bisericile în care oamenii se închină. Și mai evidențiem un detaliu, subliniat deja în text. Liderii erau consacrați în slujire, adică ăsta era jobul lor. Ăsta e un motiv pentru care eu personal recomand în orice biserică care își permite ca pe lângă pastor să se angajeze și un lider de închinare. Nu e doar o chestiune practică, ci o chestiune biblică. Observați, nu doar preoții erau consacrați, ci și leviții. Asta înseamnă că erau plătiți. Și știm în capitolul 13, când Neemia pentru o perioadă pleacă în Babilon și când revine, face scandal. De ce? Fiindcă poporul nu mai vroia să-și plătească leviții. Și în textul nostru,
Versetul 44 zice așa: în ziua aceea s-au rânduit oameni care să privegheze asupra odăilor care slujeau de cămări pentru darurile de mâncare, cele de întâi roade și zeciuieli. Și acum, ei au fost însărcinați să adune în ele, din ținutul cetăților, părțile hotărâte de lege preoților și leviților, adică bani pentru salariul acestor oameni pentru că erau angajați. Căci Iuda se bucura că preoții și leviții erau la locul lor. Aveau o slujbă bine definită, păzind tot ce privea slujba lui Dumnezeu și a curățirilor. Se vede o diferență unde liderul de închinare este angajat sau unde liderul de închinare, săracul de el, după ce vine de pe șantier, după ce vine în fabrică, după ce vine de nu știu unde, nu mai știe cum să se adune, să pună slujba aia împreună. Etosul e altul. Și dacă noi chiar credem ceea ce cuvântul spune, că Dumnezeu coboară în mijlocul laudelor poporului său, păi dragul meu, tu n-ai cum să nu pregătești închinarea ca Dumnezeu să o coboare în ea. Deci răspunsul omului la revelația Domnului este intenționalitatea. Închinarea trebuie să fie intenționată. Mai apoi observați în text, trebuie să fie curată. Versetul 30. Preoții și leviții s-au curățit și au curățit pe popor porțile și zidul. Și observați când? Înainte ca să înceapă să cânte. De ce? Fiindcă în fața lui Dumnezeu nu te poți închina oricum. N-ai cum să pretinzi că tu duci oameni în prezența lui Dumnezeu prin închinare, când tu, vasul prin care Dumnezeu trebuie să lucreze, nu este curat. De aceea preoții și leviții s-au curățit prin acele ritualuri care în vremea respectivă simbolizau curățirea interioară. Și aici, din păcate, sunt atâtea mărturii triste din biserici care din cauza lipsei implicării membrilor sunt destui păstori care închid ochii. Și lasă și pe ăla, deși știe că mărturia lui vai și amar, deși lasă și pe celălalt, deși știe că trăiește în păcat. Cum poate cineva să opere apă curată dintr-un izvor poluat? Dar frate pastor, eu cunosc creștini care trăiesc duplicitar și au succes. Este o vorbă care au zis americanii: truth and time go hand in hand. Adevărul și timpul merg mână în mână. În curând se va vedea cum va răspunde Domnul, fiindcă Proverbe 28:13 spune: cel ce își ascunde fără de legea nu va propăși. De aceea pe ușa de intrare noi avem așa o platformă, cum aveți voi, unde oamenii vin de conduc biserica în închinare, dar avem o ușă unde intră direct pe această platformă și pe ușa, pe partea cealaltă a ușii, de unde vin ei înspre sală, am pus un poster sugestiv, doar alb și negru, să se vadă clar. Scrie pe el: nu-i vorba despre tine! Fică atunci când ieși pe o scenă, când ai lumini, când ai orchestră, când ai oameni în față, firea asta pământească bat o vină. Și le aducem aminte că nu te poți închina oricum, fiindcă acolo, când vorbești, nu vorbești despre tine, ci despre Dumnezeu. Deci mi-e teamă că uneori ajungem să instituționalizăm închinarea și o ducem în rutină și fosilizare, cântând din inerție și obișnuință și mai rău, oricum. Și te miri că rămâi cu talentația aia, dar fără Duhul Domnului, fiindcă Duhul Domnului nu stă într-o inimă pângărită. De aceea ei, înainte de a cânta, au trecut printr-o curățire interioară, dar atenție, și exterioară. Nu doar leviții s-au curățit, ci au curățit și porțile și zidurile. Wow! Asta îmi spune că între cadrul închinării contează. Și citim cum leviții se urcă pe ziduri, intră pe porți, curăță. De ce? Fiindcă ăsta e cadrul în care ei se închină și asta îmi spune că n-am cum să vin casual, neglijent în închinare. Periodic le amintim celor din echipa de închinare că ținuta lor în închinare contează. Modestie, decență, simplitate. Gesturile în închinare contează. El trebuie să inspire, nu să deranjeze. Sau să distragă atenția, fiindcă tu nu ești acolo să atragi atenția asupra ta sau asupra darului tău. Tu ești acolo să atragi atenția asupra dăruitorului. Dar nici tu, cel care ești chemat să te închini, nu poți face oricum.
Și când îi vezi pe unii bosunflați cu mâinile încrucișate la închinare, ei nu cântă, eu nu am cum să cânte melodiile astea. Sau pe alții care se zbânguie, dar nu mai știi pe unde să iei. Închinarea nu-i locul în care să manifeste în exterior problemele tale nerezolvate în interior. Fiindcă dăm voie să spun că atitudinea și fața ta transmite ce e în inima ta, mai ales când stai în închinare în fața lui Dumnezeu. Și încă un detaliu. Evreii au curățit și pregătit tot înainte de a începe închinarea. Nu știu cum sunteți dumneavoastră, dar mie mi se ridică tensiunea că ajung în biserici unde deja biserica e plină, mai este 3-4 minute și nu mai vezi că ăștia vin, își lasă geanta, își dau jos, tot îți transpirați. Bă, unde e microfonul, mă, unde e? Hai, băi, să puneți, să băgăm, să sune tot felul vânzoleala. Cum să te mai reculegi? Cum să te mai pregătești sufletește când ești distras de atâta mișcare de sunete? Și asta mă arată ceva, poate mai rău ca asta, că probabil n-au făcut nicio repetiție. Fiindcă dacă ar fi făcut, totul ar fi fost pregătit. Dăm voie să spun că Duhul lui Dumnezeu coboară întotdeauna în contexte care au fost de dinainte pregătite. Fiindcă Duhul Sfânt e interesat, atenție, pe cât e de interesat în prezentare, pe atât e de implicat în planificare. Pe cât e de prezent în propovăduire, pe atât e de implicat în pregătire. Și diferența o vezi când vine cineva pregătit cu predica sau altul care ți-o scoate din mânecă, la fel și în cântare. Evreii s-au pregătit, s-au curățit și abia apoi s-au suit să cânte. Am suit pe zid, pe căpetenele lui Iuda și am făcut două coruri mari. Cel din tâi a pornit pe partea dreaptă a zidului spre poarta gunoiului. În urma acestui cor venea Hosea și jumătate din căpetenele lui Iuda. Ne sunt date numele până la versetul 36. Cărturarul Ezra era în fruntea lor, la poarta izvorului s-au suit drept înainte, pe treptele cetății lui David, pe ridicătura zidului, deasupra casei lui David, până la poarta apelor spre răsărit. Al doilea cor pornit în stânga și în urma lui veneau cu cealaltă jumătate din popor, pe zid, trecând pe deasupra turnului cuptoarelor, au mers până la zidul cel înalt. Și fii atent ce observăm, că leviții nu ori cânta singuri, ori făcut două coruri mari. Și aici unii dintre voi ziceți, dar de ce n-avem cor în biserică? Noi în Arad avem cor, cântă de trei ori pe an. Dar atenție, nu făcând spectacol, ci conducând adunarea în închinare. Adică observați și aici, cântau împreună cu poporul. Fiindcă închinarea nu este un concert unde tu vii și stai pasiv și admiri omul. Închinarea trebuie să-L scoată în evidență pe Domnul, fiindcă nu-i doar răspunsul unora acelora ce cântă la revelația Lui, ci răspunsul nostru al tuturor. De aceea poporul cânta împreună cu corul, fiindcă închinarea biblică e o închinare congregațională. Și aici din nou lansez o întrebare. Când întreaga congregație, noi toți aici cântăm, pe cine se focalizează închinarea noastră? În general, pe Dumnezeu. Când 1, 2, 5, 10 oameni vin aici în față și cântă, 3, 4, 10 cântări, pe cine se focalizează de obicei închinarea? Păi încep să te uiți, bă, aia cântă mai bine, uite-te la ăsta, fii atent cum e îmbrăcată, pe om. Și aici e diferența dintre bisericile orientate pe program și bisericile orientate pe închinare, pe scop. În alte cuvinte, credinciosul trebuie să priceapă că el când vine la biserică, el trebuie să vină să se închine, nu să asiste la un program religios. Acum, normal că și noi avem un program, toată lumea are un program, dar nu programul devine preocuparea principală în funcție de care se subordonează totul, ci închinarea rămâne scopul principal în funcție de care se creează și se schimbă, dacă e necesar, programul. Adică, voi schimba, voi elimina, voi ajusta orice lucru care îi face pe oameni să se plictisească, să nu participe, să rămână inhibați în închinare sau poate prea confortabil, astfel încât totul să devină o rutină sau un spectacol. Regula e simplă. Nu poți lăsa programul să devină program. De aceea programul slujește închinarea, nu invers. Nu poate transforma într-o performanță în care câțiva cântă și restul asistă. De aceea în biserici orientate pe închinare și nu doar pe cântare, liderul de închinare și mai ales pastorul se va întreba mereu
Și ar trebui să schimb, să adaug, să elimin, ca închinarea să fie mai puțin orientată pe om și cât mai mult orientată înspre Dumnezeu. Prin contrast cu bisericile orientate pe program, unde preocuparea e cum să placă audienții, nu cumva să deranjezi pe X sau pe Y, trebuie să las pe oricine să nu se supere, ba chiar când văd listele alea care tot îmi vin cu bilețele, trebuie să-mi tai și din predică. Păi dacă nu tai din predică, dirijorul de cor o să mă elimine din biserică, în loc să cânte 8 cântări, o cântă numai 6. Fanfara! Cum să nu pun fanfara să cânte? Ai grijă dacă nu îmi pui pruncul să recite poezia săracu 2 săptămâni, 17 strofe. Când timp există, cât timp există, activitate și programul e plin. Mai ales în acordul și tradiția bisericii noastre, lumea este mulțumită. Și atunci vine întrebarea. Oare cine ar trebui să fie mulțumit? Omul sau Domnul? Ei toți au cântat în acea zi. Nu unul, toți. Două coruri, dar focalizați pe închinare spre Dumnezeu. Nu la întâmplare închinarea o mișcat poporul, fiindcă răspunsul meu la revelația lui trebuie să inspire pe alții. De aceea închinarea adevărată inspiră. Fii atent cum i-a inspirat pe cei de atunci. Versetul 43. În ziua aceea s-au adus multe jertfe și a fost mare bucurie, căci Dumnezeu dăduse poporului o mare pricină de bucurie. Se bucurau și femeile și copiii, strigătul lor de bucurie al Ierusalimului se auzeau până departe. Într-un singur verset, cuvântul bucurie apare de 4 ori. Ce înseamnă asta? Aia se bucurau. Și asta mă ajută să înțeleg că în biserică nu poți să cânți doar melodii posomorâte pe un ton monoton cu un lider sau un grup inert în față. Acum există momente în care trebuie să ne plângem păcatul. Există momente în care trebuie să ne aducem aminte de suferințele și moartea Domnului Iisus. Dar cum spunea un misionar american pe vremuri când eram eu mai junior, măi Cristi, mă, ce se întâmplă în România aici? Hristos nu m-a murit, nu a și înviat. Totul e în minor. Trebuie să existe și motive să ne bucurăm. De aceea, închinarea intenționată trebuie să transmită pasiune, viață. Și cum transmiți viață și bucurie? Ați urmărit campionatul european? Am uitat că voi nu urmăriți meciul la televizor în biserică. Da. Ați văzut mile de oameni din fața acelor ecrane enorme, nu doar pe stadion, și în parcuri. Băi, când echipa lor înscria un gol, locul se cutremura de bucurie. Să ne mire atunci când în Biblie găsim, atenție, nu doar manifestări de bucurie, ci că strigătele lor de bucurie se auzeau până departe. Asta îmi spune că sunetul era dat la maxim. Erau la tofle, așa. Pasiunea lor în închinare zguduia podeaua, mișca geamurile. Toți cei care vedeau și îl ascultau erau inspirați. Închinarea adevărată este o închinare contagioasă. O închinare care nu te inhibă, ci din contră te inspiră atât de mult încât te face să strigi de bucurie. Și m-am trezit în biserica noastră cu un dirijor de cor. De mai mulți ani fiind dirijor de cor într-o altă biserică și îl întreb, frate, te văd că vii de vreo 2-3 luni la noi la biserică. Da, frate Cristi, pentru că m-am săturat de monotonia celorși melodii de 20 de ani. Problema care e când tinerii noștri sau noi vrem să venim cu ceva mai nou și mai ales când legăm melodiile împreună și mai ales când începem să simțim cum Duhul Sfânt ne aprinde și începem să cântăm, dintr-o dată se ridică pompierul de serviciu. Cel de la învor. Emoțiile, nu? Cum poți să te bucuri, să strigi de bucurie fără emoții? Pe de altă parte, să fim atenți și la cealaltă extremă. Nu doar emoție. Nu doar strigăte, mâini ridicate, lacrimi și muci. Poporul ăsta, înainte de a se închina, au ascultat legea, un capitol întreg. S-au pocăit un capitol întreg, au semnat un legământ că vor împlini cuvântul. Au ajuns să se închine ca răspuns la mesajul Scripturii al pocăinței, al lucrării Duhului Sfânt în ei. De aceea e important ca în orice biserică în care există închinare puternică să existe și un amvon puternic, fiindcă ăsta e adevărul, nu-i așa? Sunt biserici unde amvonul e puternic, dar îl încezește închinarea, sau unde închinarea e puternică și nu există amvon. De ce?
Fiindcă atunci când inima se mișcă și cuvântul mișcă inima, mâna se ridică. Poporul în acea zi striga de bucurie, fiindcă îi mulțumea lui Dumnezeu din toată inima pentru zidurile ridicate, pentru ce a făcut în viața lor. Era răspunsul lor, fiindcă închinarea e răspunsul meu la lucrarea lui. Și aici am două întrebări. Una teologică și altă practică. Cum credeți voi că au reușit ei să cânte cu atâta pasiune încât să inspire pe toți? Cântând oare melodii pe care 10-20% dintre ei se conectau cu ele? Sau fredonând melodii pe gustul și ritmul comunității în care trăiau? Păi eu nu știu că n-am fost acolo. Neemia ne dă un indiciu. Țineți minte cum era organizată închinarea după rânduiala cui? A lui David. Cum o cânta David? Comutând multe cântece noi, dar și altele, fiți atenți, unde au preluat linii melodice cunoscute în vremea lui, linii melodice seculare, pe care au pus cuvinte biblice. Arată-mă în Biblie! Da, deschideți la Psalmul 59, 56, 69 și 22. Apare o notă sub titlul Psalmului, spune așa: se cântă ca porumbelul din stejarii depărtați. Psalmul 69. De cântat ca și crinii. Psalmul 22. De cântat ca și cerboaica zorilor. Trei titluri din trei piese seculare, șlagăre în vremea lor, a căror linie melodică, implicit ritm, a fost împrumutate din muzica contemporană de atunci și folosite în psalmodierea de la templu. Câți dintre voi care este așa de la 50 în sus, nu adorați și n-ați adorat cântarea sfârșitul veacului trăim? El vine iar. Wow! Ce cântare baptistă! Da, luată din cel mai tare șlagăr din insule Hawaii. Martin Luther, părintele protestantismului, când a reformat biserica, a reformat și muzica. Până atunci, în vremea lui, în biserică se cânta pe stil gregorian. Din cele 36 de imnuri compuse de el până azi, care au rămas până azi, în multe Luther preia linii melodice, adaptează tonalitatea unor piese seculare cunoscute în popor, o metodă arhicunoscută sub numele de contrafactum. Și cei care ați studiat istoria muzicii știți despre ce vorbesc. E o tehnică de preluare a unor cântece, transpunerea lor în alte domenii, în special din zona seculară, în sfera religioasă, în perioada Evului Mediu. Martin Luther, părintele protestantismului, folosea această metodă, atenție, nu ca să devină ca lumea, fiindcă mulți acuză, băi, ce-i cu tobele astea, ce-i cu chitara asta, cântați ca cei din lume, nu. Ci cu scop evanghelistic, într-o lume iliterată, cu acces extrem de restrâns la scripturi, prin cântecele plăcute oamenilor, spre exemplu de ciudățenile gregoriene de până atunci, oamenii puteau descoperi învățături biblice în limba lor pe un ton plăcut. Exact ca voronețul la noi. Nu știu să citească, nicio problemă, le pictăm Evanghelia. Problema care au ajuns să se închine picturii și în Evanghelie. Isaac Watts, părintele imnologiei protestante, a făcut la fel. A fost extrem de respins și criticat în vremea lui, fiindcă imaginația vă condrăsni să schimbe nu doar tonalitatea și ritmul cântărilor de pe psalmii metrici impuși de Calvin pe ritmul consacrate în perioada istorică în care a trăit. În plus a introdus instrumente, a introdus cuvinte, a introdus experiențe din scripturi, nu doar din psalm la care se limita Calvin, dar și din viața de zi cu zi a credinciosului. Charles Wesley a compus 6.000 de imnuri, multe pe linii melodice contemporane vremii lui. Atât de mult a fost criticat în perioada aia, alungat, pe cât de mult i-a adulat astăzi, unde să nu cumva să nu cânți imnul lui Charles Wesley în biserică. Ironia istoriei. Și fiindcă sunt într-o biserică baptistă, știați că prima carte de cântări a anabaptiștilor a apărut în 1564 și cuprindea 51 de compoziții, majoritatea având o linie melodică asemănătoare cu cântecele populare ale vremii lor. Așadar, fără a minimaliza respectul pentru imnologie, cei ce critică închinarea contemporană ar trebui să nu ignore istoria,
și nici Biblia, ci să învățăm de la strămoșii noștri. Să nu repetăm aceleași greșeli. De aceea am scris această carte, Muzica și limbajele închinării, o perspectivă biblică, misiologică și istorică, tocmai pentru că îmi dau seama câte bătălii inutile produce ignoranța în biserici. Muzica este un limbaj al închinării, în funcție de contextul și vremea în care trăim. Ce bine că evreii n-au avut probleme și dispute în acest sens. În acea zi au cântat cu atâta pasiune încât strigătele lor se auzeau până departe. De ce? Fiindcă au răspuns prin închinare ajutorului copleșitor dat de Dumnezeu din belșug în viața și în dezastrul vieților. Întrebare. Câte n-a făcut Dumnezeu și în viața ta? Oare câte ziduri n-a dărâmat? Câte ziduri n-a rezidit? Din câte pericole nu te-ai izbăvit? Lucruri care ți se păreau imposibile acum câteva luni, ai trecut prin ele, e meritul tău, nici vorbă. E al lui Dumnezeu. Și atunci nu merită Dumnezeu laudele noastre. Nu merită El vocile noastre ridicate. Nu merită El chiar mâinile noastre ridicate. Când le ridici, când spune Scriptura, ridicați mâini curate spre cer, în onoarea Lui. Nu merită El răspunsul nostru. Fiindcă asta mă apasă când sunt în biserici în timpul închinării. Unii se închină și vezi pe fața lor că intră în prezența lui Dumnezeu. Pe când alții sunt total deconectați, parcă deranjați, parcă intenționat împietriți în închinare. Și n-am cum să nu mă întreb de ce unii sunt intenționali și alții indiferenți. Oare Domnul n-a fost bun cu toți? În cele 168 de ore, cât are o săptămână, oare n-a intervenit Dumnezeu și pentru unii și pentru alții? Și atunci în cele 2 ore în care tu ești chemat să vii și duminica la o slujbă de închinare, știi, din alea 2 ore Dumnezeu îți vorbește un ceas, adică tot ție îți dă sufletului tău și te cheamă, la voi o oră jumate, te cheamă pentru jumătatea aia de oră să te închizi și tu. Adică 166,5 ore Dumnezeu tot îți dă și îți dă și îți dă. Și în cea oră jumate, încă îți mai dă un bonus și pentru 30 de minute spune, mai, acum aștept și eu ceea ce simt, ceea ce vreau, ceea ce îmi place, închinarea ta. Și în ala 30 de minute, păi eu să cânt mă cu ăștia, mă. Tu auzi cum cântă ăștia, mă? Uite-te la fițoasă, cum se mă rog. Fiecare ridică mâna, asta bate din palme. Dar de unde se crede asta? Fițe și mofturi. Întrebare, cui trebuie să placă închinarea, omului sau Domnului? Pentru cine închinarea? Pentru el sau pentru ei? Asta face diferența între un închinător vertical și un orizontal. Și mi-a luat câțiva ani de zile să mă învăț și să țin minte și să iau hotărârea că în orice biserică voi fi, indiferent de stilul de închinare, eu mă voi închina. Fiindcă eu când vin aici unde chema numele Lui, vin să-L glorific pe El, Lui să-I fac pe plac, chiar dacă mie nu-mi convine. Biserica nu e a mea, este a Lui. Și în primii ani în care, acum 20 de ani, când aș pune noi biserica, unde aveam mari probleme cu închinarea, ai de capul nostru, duceam chitară în biserică, tobe în biserică. Normal că erau voci acolo la închinare. Și la un moment dat văd o fată și o văd mereu și mereu și mereu. Când cânta, se uita direct la neon. Și zic, mă, fata asta, nu știu, ceva. Și la un moment dat m-am dus să vorbesc cu ea. Zice, da. Mi-am făcut scop când ajung în biserică să mă uit la cel neon ca să nu fiu distrasă în închinarea mea față de Dumnezeu. Și am zis, băi, excepțional. Asta vreau, în închinare. De ce? Fiindcă asta cere jertfă. E jertfa sinelui. E jertfa mândriei, a prejudecăților, orgolului meu. Știi cum se sfârșește textul ăsta? Cu jertfe? Fiindcă răspunsul meu la revelația și lucrarea Lui cere jertfă, în ziua aceea s-au adus multe jertfe. Ce e o jertfă? Ceva de preț. Care însă mă costă pe mine. Pe vreo l-a costat să-și cumpere oaia aia. Dar atenție, trebuie să fie fără cusură, aia înseamnă bani mai mulți. Socare cu el la Ierusalim. I-a costat, fiindcă jertfa costă. Să rup din ce al tău, să dragul altuia. În cazul închinării de dragul lui Dumnezeu, întrebare.
Tu ce jertfești când te închini? Cât de mult alegi, fiindcă jertfă e o alegere? Să rup din tine ca să-i dai lui. Cea mai grea bătălie pe care tu o dai pe câmpul adorării nu e cea legată de instrument. Nu e cea legată de stil, nu e cea legată de melodie, nu e cea legată de forme. Cea mai grea bătălie în închinare e bătălia pe care tu o dai cu tine însuți. E bătălia pentru Dumnezeu. Ești aici să-L glorifici pe El? Sau ești aici să-ți împlinești gusturile tale religioase? Ce îmi place mie sau ce-i place Lui? Aici se dă bătălia închinării. Cui să fiu pe plac? Domnului sau omului? Când tu câștigi bătălia asta, vei reuși să te închini cu adevărat. Un cântăreț creștin român destul de cunoscut ne-a mărturisit chestia asta acum vreo 15 ani. A fost invitat să cânte într-o biserică americană, l-a așezat pe primul rând alături de pastor. Biserica a avut perioada de închinare, a început să cânte, când dintr-o dată în față, unde cânta trupa de închinare, erau două difuzoare enorme de o parte și de alta, apare un om. Un om care începe să se bâțâie. Nu părit, ci foarte ciudat. Și evident că toată biserica îl vedea. Și omul ăsta, românul nostru, bă, câtă impertinență. Cum? Cum de nimeni nu-i zice nimic? Cum de nimeni nu-l ia de aici? Cum de păstorul ăsta stă și tace? Bă, cum am început biserica, am venit să cânt. Îs foarte tulburat, e o pricină de potignire, bă, nu mai pot să cânt. La care păstorul, văzând agitația românașului nostru, se apleacă către el și zice, știi frate, omul ăsta e surdomut. Omul ăsta, el n-aude nimic din ce cântăm noi aici. Omul ăsta nu poate să scoată un sunet. Dar ne-a cerut permisiunea să lăsăm să vină la slujbele noastre de închinare aici în față, lângă boxa asta mare, fiindcă el simte rezonanța sunetului. Și chiar dacă nu poate cânta, el vrea să se unească cu noi în închinare. Și ăsta e modul lui de a se închina înaintea Domnului împreună cu noi. Îmi spunea românașul nostru, am crezut că mi se despică pământul de sub picioare. Acum l-am mai putea cânta de rușine, de pocăință. Dar m-am lăcuit să nu mai judec pe nimeni când se închină înaintea lui Dumnezeu, fiindcă nu-i știu inima, ci numai Dumnezeu știe. Dragul meu, de vrei să te închini vertical în biserică, tu trebuie să iei o hotărâre. Că indiferent de biserica în care vei sluji sau pur și simplu vei păși, tu te vei închina lui. Nu să critici, nu să distragi atenția, tu vii să-L cauți și să-L lauzi pe Dumnezeu și asta știu că cere o jertfă din partea ta. Să pricepi că muzica este un limbaj al închinării și unii sunt edificați sub o anumită formă, alții sub o altă formă. Nu există o muzică bisericească mai sfântă decât alta. Am predicat în biserici în Nepal, unde doar tobele cântau. Și am ales să mă închin. Am fost în Caraibe și m-au pus pe primul rând între frații prezbiteri, cel mai bătrân la vreo 80 ceva de ani, și când au început închinarea păstiri reghii, toți așa în dreaptă, hups, în stânga, hups, și eu stăteam încotro să iau. Am fost în biserici calvine, unde nici măcar instrumente nu se folosesc, în bisericile fraților romi, unde când au luat 20 de microfoane și le-au dat drumul. Dar am ales să mă închin. Fiindcă închinarea e o chestiune de voință și voință ține de inimă. Nu ține de cultură. Știi, noi baptiști, noi nu ridicăm mâini ca să-s carismatici. Dar ce carismatici au inventat închinarea? Nu ține de personalitate. Știu, eu sunt mai introvert. Nu ține de modă. Voi, tineri, o puteți face. Închinarea nu ține de câte mâini ridici tu, ci ține de inima ta. La începutul bisericii noastre m-am trezit cu un frate. Știi, când predici, te uiți în adunare, uneori încep, ești pe punct de a face atac de cord, când mai vezi pe câte unul. Un frate în vârstă care se știa că e un fel de evanghelic furios. Cunoașteți dintre ea, nu? Mereu cu Biblia folosește ca măciucă. Mă, dar era un om care iubea cuvântul. Ăsta pe biciclă, în fiecare duminică aproape, la 80 de ani mergea și evangheliza pe sate. Îi plăcea cuvântul. Și-a venit el cu o zi de biserica asta nouă și-a venit el acolo, s-a pus. Eram tocmai în seria închinării, unde am simțit o serie întreagă pe chestiile astea, că e foarte greu să deconstruiești și să construiești. Și la final, cum mă face și azi, am avut câteva melodii de închinare, ca să aplicăm ceea ce am învățat.
Măi, și melodiile alea au fost pline de, mai ales melodii prin bătaie din, bătaie din palme. Și mă uit la fratele respectiv și îl văd că stă, stă și la un moment dat, uite așa făcea. Și zic, al meu ești. La final, pace, frate, pace. Cum a fost? Bă, frate, Cristi. Zic, am văzut că... Ce se întâmplă? Ce, bă, știi cât de greu e să mă dezvăț, dar la un moment dat o să ajung și acolo! Slavă Domnului, că până la urmă noi l-am înmormântat pe fratele respectiv, că a rămas în biserică. Inima ta și a mea are mereu o reticiență să se închine lui Dumnezeu. Adică inima mea și a ta cere independență. Când tu te închini lui Dumnezeu, tu îți declari dependența față de El. Tu declari că El e mai important decât tine. Că tu ai fi un nimic și numai datorită Lui ești ceea ce ești. De aceea unii nu se pot închina. Fiindcă propria lor persoană e mai importantă în închinare. O, ce o să zică ăla? Ce o să zică celălalt? O, mă văd ăștia că cică filmează. O inimă împărțită niciodată nu va putea să se închine. O inimă distantă va rămâne distantă în închinare. O inimă împietrită nu-și va mișca nici buzele, nici mâinele. Fiindcă, repet, închinarea nu ține de mâini ridicate, ci de inimi transformate. Și când inimile sunt transformate, asta se vede, se simte, se aude. În acea zi în Ierusalim, toți au putut să audă, să vadă, să simtă cum îl glorificau pe Dumnezeu în închinare. De ce? Fiindcă au ales să se închine. De aceea, la final acestui mesaj, am un singur cuvânt cu care să pleci de aici. Resetează-te în închinare. Poate în intenționalitate, dar ai făcut-o din rutină. Ce-ar fi de acum înainte să înțelegi că tu faci slujba asta nu pentru oameni, ci pentru Domnul? Care când îți dă binecuvântări, Dumnezeu nu ți le dă din rămășiță, din fărâmituri, ți le dă în întregime. De aceea când ești aici, din abundență închină-te Lui. Poate că trebuie să te resetezi în curăție. Tu n-ai cum să mai vii să-ți înalți vocea și inima și mâna când tu știi că ceva e necurat în interior sau în exterior. Așa cum Dumnezeu te cheamă să te resetezi și din blocajul tău emoțional, poate tradițional și religios, ca să inspiri pe alții. Nu mai poți să rămâi inert în închinare. Când vezi în poporul lui Dumnezeu că ei își exprimă inima din interior spre exterior, chiar și prin gesturi, ce te reține pe tine să ieși din blocajul ăla? Cer lui Dumnezeu să te elibereze, să inspiri pe alții. Mai rău, poate ești împietrit, Duhul e stins în tine, nu știu de ce e nevoie, dar știu că Dumnezeu, când vine înaintea Lui în închinare, El poate să te reseteze, să dea la o parte zăgazurile, fiindcă nu uitați, închinarea a fost folosită și cu armă spirituală în bătăliile Domnului. Și atunci și azi, de multe ori când avem cazuri de luptă spirituală, le spun la aia 2-3 care se rog cu mine, începe să cântați, nu știu, orice cântați. De ce? Fiindcă cântarea, David când cânta, Saul se liniștea. Există ceva în închinare când chem prezența lui Dumnezeu și când îți ridici inima înspre Dumnezeu. Dar toate astea cer jertfă. Și e normal, fiindcă revelația, lucrarea Domnului a cerut jertfă. Tu astea poți închina liber, fiindcă El a jertfit. Deci eu te întreb pe tine, tu ce jertfești când te închini? Nu cum vrei tu, ci cum vrea El. Nu să mulțumești omul, ci să-L lauzi pe Domnul. Jertfa e esențială în revelația Domnului, dar și în răspunsul omului. Ce știi tu că trebuie să schimbi în închinarea ta, dar te costă, te doare, e greu, dar merită să o faci? Ce vei jertfi de dragul Lui? Să te întorci la inima închinării. Haideți să ne ridicăm. Și dați-mi voie să închei prin rugăciune. Doamne, mulțumim că Tu ai jertfit. Nu ți-a fost deloc ușor să-ți trimiți Fiul să moară pentru niște oameni împotrivitori, dar totuși ai făcut-o. De aceea, Doamne, ajută-ne și pe noi să putem face puținul pe care și noi îl putem oferi, ceea ce Tu-ți dorești, închinarea noastră,
inima noastră, exprimate prin cuvinte, prin melodie, prin simțăminte, că atunci când ne adunăm împreună, în numele Lui Hristos, pentru gloria Lui, să putem să ne unim vocile și jertfindu-ne orgoliul și prejudecățile, să putem să avem o singură audiență și aia să fii Tu, Doamne. Ajută-ne să ne întoarcem la inima închinării. În numele Lui Hristos, mă rog. Amin.